Există legume despre care, pe nedrept, se vorbește prea puțin. Vitamina C este extrem de importantă pentru organismul nostru. De precizat este că organismul nu o produce singur, ci ea trebuie luată din alimentație. Ea este extrem de benefică pentru întărirea sistemului imunitar, a structurii osoase și ajută la absorpția fierului, dar dă și un aspect sănătos pielii. Toată lumea știe faptul că vitamina C se află din abundență în citrice, cum ar fi portocalele, mandarinele, lămâile, dar și în kiwi. Însă puține persoane știu că există o legumă de la noi care are chiar mai multă vitamina C decât lămâia. Conform specialiștilor în sănătate, cu toate că pare greu de crezut, dar pătrunjelul are mai multă vitamina C decât citricele. De altfel, această legumă este chiar un întăritor natural al sistemului imunitar, un bun stimulent al sistemului nervos, antiinfecțios și un bun regenerator capilar. Prin urmare, medicii recomandă consumul de pătrunjel datorită proprietăților benefice pentru organism. Astfel, pătrunjelul este foarte bogat în vitamina C. El îmbunătățește digestia, prevenind balonările și indigestia. Pătrunjelul îmbunătățește și funcționarea rinichilor prin dizolvarea calculilor renali. El reface circulația sanguină și stimulează sistemul imunitar. Pătrunjelul combate icterul și este eficace în funcționarea normală a ficatului. Frunzele pătrunjelului Celului pot vindeca zgârieturile și vânătăile. De asemenea, de amintit este faptul că pătrunjelul conține mai multă vitamina C decât sucul de lămâie. Această vitamină este cea mai celebră dintre vitamine, deoarece are proprietăți antioxidante și ajută organismul să neutralizeze radicalii liberi și procesele oxidante, întărind astfel sistemul imunitar. Relatează sfatul medicului.ro